Alfred Simonis, candidatul Alianței PSD-PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a mers la vot alături de soția sa, Elena Simonis, și o parte din echipa care l-a susținut în campania electorală. Am votat pentru oameni care au propus proiecte în toată această campanie electorală, nu dezinformări și minciuni, oameni care s-au dedicat în ultimii ani investițiilor și atragerii investițiilor în Timiș, nu doar în campanie electorală, oameni care își doresc să se implice în activitatea de îmbunătățire a atragerii fondurilor și a implementării proiectelor în județul Timiș, la nivelul municipiului Timișoara, nu doar în campanie electorală, așa cum v-am spus, oameni care știu să facă mai mult decât PR și imagine. Am votat pentru oameni care își doresc și pot să atragă investiții guvernamentale importante, oameni care pot constrânge guvernul, indiferent de culoarea politică a acestuia, să aducă bani și investiții în județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat după capital. Am votat pentru oameni care își doresc ca Timișoara și Timișul să revină în fruntea clasamentelor acestei țări, oameni care au demonstrat că au capacitatea să facă asta, oameni care sunt frustrați de faptul că orașe mult mai importante acum 10-15 ani decât Timișoara și județe mai puțin importante decât județul Timiș au ajuns să ne ia în față. Alături de Alfred Simonis s-au aflat colegii ai Alianței PSD-PNL, candidați atât pentru Consiliul Local Timișoara, cât și pentru Consiliul Județean Timiș.